Bună să vă fie inima, dragii mei! Vă întrebați pe unde a ajuns Teascul Muzical săptămâna aceasta? Suntem în satul Cojușna la o familie de artiști, de fapt pictori. Am intrat în casa lor și în atelierul lor și nu pentru a picta, ci pentru a comenta videoclipurile pline de animație și grafică. Oamenii de artă nu stau pe acasă, așa că i-am prins pe criticii videoclipurilor de astăzi la Centrul de Arte Plastice din satul Cojușna, unde de câteva ori pe săptămână îndrumă copiii pe calea frumosului. Iar special pentru emisiunea noastră, elevii au avut de sculptat un teasc și de pictat ce înțeleg ei prin muzică. Și pentru că ne-au fermecat, i-am întrebat și pe ei ce înțeleg din videoclipurile noastre. Cu videoclipul Culoarea Dragostei, semnat de Millennium în 2004. Un clip plin de simțire și multă piele goală. Asta e artă! Această idee de a arăta tot ce creează ei în muzică pe o foaie de hârtie este bună. Adică ei își arată prima jumătate a videoclipului cum creează pe hârtie, adică ceea ce facem și noi, iar apoi cum se transformă în muzică. Faptul că tratează dragostea anume prin pictură, iarăși, după părerea mea, e un lucru foarte și foarte frumos, pentru că ce poate fi mai frumos ca femeia? Ei sunt artiști în domeniul picturii, dar și în muzicii. Cred că chiar e o trupă de valoare în showbiz-ul nostru. Dacă Arseniu este așa mai ușor ca tratarea tot ce cântă el, ăștia sunt mult mai profunzi, mult mai adânci. Dacă tu ai fi regizor, cum ai face altfel acest videoclip? Aș face pe baza timpurilor istorice, secolul 16-17, când nu erau toată tehnica de culori, adică cum își luau culorile din natură, adică nu din ferite cutii și... Femeia, nu știu de ce capătă la un moment dat contururi de instrumente muzicale, care tot poate fi o trimitere la faptul că sufletul femeii sună ca un instrument, depinde cum cânți și ce cânți. Mă pictează în verde, mă pictează în alb, mă pictează în roșu senzual. Este ok să fie arătat așa ceva pe la televizor? Nu prea cred. Ți-i rușine? Cătare, da. Greciani și-au spus că mai frumos ca formele unei femei nu este nimic pe pământ. Vă place ce a ieșit până la urmă, ce au creat acești pictori muzicanți? Nu știu, am văzut mai bine la diferite concursuri. Voastră, cum credeți? Ce culoare are dragoste? Doamne, cred că toate culorile de pe pământ. Câteodată poate să aibă un roșu puternic, câteodată poate să aibă o culoare așa mai pastelată.
iarăși, de la caz la caz, de la oră la oră, de la zi la zi. Cât ați dat acest videoclip? Cum zici? Un 10 bun așa, pentru că văd aici body art, văd și artă. Deci 10, da, 10, 10 bun. Ozon, după câteva încercări nereușite de grafică, a dat lovitura cu dragostea din tei. Imaginea celor trei bravi moldoveni, la sigur, e în calculatorul fiecărui chinez și japonez. Duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Să spunem că e o idee foarte bună și acel care a inventat-o e genial. Ei sunt ca niște personaje și mi-a plăcea să-i pictez. Orice fată s-ar ruta, deodată s-a îndrăgostit de ei. Tu te-ai îndrăgostit de ei? Eu nu știu. Nu știi, da sau nu? Da. Ce personaje sunt? Ca și cum sunt de pe alt planet. Păi ideea asta haiducului modern, care poate orice și îi se permite orice, iarăși depinde. Este modern acum, este ceva normal, frumos, care mai dă așa câte o leacă de dinamică. Adică poate fi, da, are dreptul la viață. Sunt niște eroi, cum să spunem, am văzut în acest videoclip cum ei sunt îmbrăcați în țărani. Nu erau ciobani, mi se părau că erau ciobani. Ciobani, da. Și apoi ce ai mai văzut, că mai erau? Da, tot așa de pe alt planet, extraterestri, ceva de gen. Din punct de vedere estetic, e bun? Nu, nu-i cea mai mare realizare. Deci mie, sincer, nu prea place, pentru că nu prea văd valoare aici. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei. E bine că arată colorul nostru, să știe lumea din ce țară sunt ei. Da, e foarte bine, pentru că ar fi foarte bine dacă alți oameni din alte țări să vină aici în Moldova. Cam lipsesc oameni de aici. Clipul ăsta în special, cu atât de promovat și atât de mi se pare o mizerie, dar mă rog, e viziunea fiecăruia. Numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Și acum să dăm notele pentru videoclipul celor din Ozon. 8. I-aș da un 5, cu toate că sunt momente bine realizate și chiar o promovare, văd și stema țării, chiar o promovare, steagul, promovarea Republicii. De ce nu? Adică sunt momente și bune. Dar nu accept genul ăsta de muzică care mă sună, alu, nu-s acasă, vină, nu știu și nu te-ai dus și așa mai departe.